Imagini savuroase au fost surprinse în Parcul Național Retezat cu mai multe capre negre ce alergau de zor. Alergatul caprei negre începe odată cu răcirea accentuată a vremii, de regulă în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie și durează cu aproximație o lună. Vremea rece grăbește alergatul, iar cea călduroasă îl întârzie. Caprele negre trăiesc în ciopoare, grupuri de până la 30 de exemplare conduse de femele în vârstă și cu experiență, iar masculii trăiesc în grupuri separate. Caprele negre au de obicei un singur ied, mai rar câte doi. Iezii sunt foarte jucăuși și ating maturitatea la 3 ani. Iedul este avertizat de capra neagră la observarea unui pericol printr-un sunet caracteristic. Grație musculatorii foarte dezvoltate și a copitelor despicate, Capra neagră se poate deplasa cu ușurință în zonele stâncoase inaccesibile a altor specii, unde își procură hrana și se refugiază din fața prădătorilor.